Incendiul la marginea orașului Galați, o hală în care erau depozitate materiale inflamabile și butelii cu gaz a fost cuprinsă de flăcări, iar vâlvătaia risca să se extindă și la casele din apropiere. Pompierii au intervenit însă rapid cu 4 autospeciale și au reușit să stingă focul în aproximativ o oră. Cauza incendiului este o sobă improvizată la care se încălzeau angajații. Depozitul se află în cartierul Filești, într-o zonă greu accesibilă, așa că pompierilor le-a fost destul de dificil să ajungă până acolo. La momentul sosirii forțelor, incendiul se manifesta la o parte din acoperișul unei hale, făcute din lemn cu izolație. Incendiul a fost localizat. Flacările mănâncă metru cu metru din acoperișul halei, dar pericolul cel mai mare este că undeva în spate, la aproximativ 50 de metri, se află o casă care este în mare pericol. Totuși, pompierii au reușit să stingă flăcările înainte ca acestea să distrugă locuința, însă tot depozitul a ars. Acolo unde la foc locuia, arnit oameni care au grijă de curte aici, așa, ăia locuiau acolo, vor de la toamă. Dar ce este asta, ce hala asta? Depozit de lemne, de ce? De mobilă? Atelier. Unul dintre angajați s-a speriat într-atât încât a avut nevoie de medicamente ca să se liniștească. I-am dat o pastilă. Era speriat. Da, dumneavoastră care lugărește aici, are grijă. Ei lucrau înăuntru acolo. Sunt chile, da? Pompierii s-au fumat? Pompierii sunt convinși că focul a pornit de la o sobă care avea improvizații la partea de evacuare a fumului. Valoarea pagubelor încă nu a fost stabilită.